Salutare tuturor, sunt Petru și alături de mine o am pe Diana, care este una dintre cursantele noastre vechi, a trecut și pe la noi prin echipă și acum o avem aici ca să ne vorbească despre oferta pe care tocmai a primit-o la Google. Suntem foarte mândri de ea. Diana, îți mulțumim încă o dată că ai acceptat invitația noastră și încă o dată felicitări pentru că ai lucrat foarte, foarte mult pentru oferta asta. Mulțumesc, Petru, și salutare tuturor! Spune-ne cum ai început cu informatica. Deja de câtă vreme scrii cod? Păi prima mea tangență cu informatica a fost în clasa 9, când am ajuns la liceu. Bineînțeles că am început să scriu cod pe foaie și să rezolvăm probleme de algoritmică. Totul a fost nou pentru mine. Până atunci nu am mai lucrat la informatică și cam acolo a început totul. Și când ai făcut informatică, când te-ai dus la Mateinfo, ți-ai setat vreun scop, uite, vreau să ajung la Google, vreau să ajung, sau ce voiai să faci nu, materia asta? Eram departe de a-mi seta astfel de scopuri. M-am dus la Mateinfo cu scopul de a avea mai multe oportunități după. Nu știam sigur ce vreau să fac mai departe, dar am zis că este o opțiune bună pentru mine. Și de-abia după ce am început să dau de informatică, am văzut că îmi place. Îmi plăcea și matematica în liceu. Era mai mult pe partea reală decât partea umană, ca să zic așa. Îți plăcea matematica? Da, în liceu. Acum mai puțin. Mm-hmm. Crezi că îți plăcea matematica? Ai avut o înclinație naturală? Ați avut un profesor mai bun la clasă și aveați mai mulți oameni care erați cu matematica? Cum era? Într-adevăr, am avut un profesor foarte bun și știa cum să lucreze cu noi și probabil că acesta a fost un motiv pentru care mi-a plăcut matematica și lucrând la matematică mai mult, îți vine și cumva drag, nu știu, cel puțin. Așa am pățit la fel și cu codul, cu cât scria mai mult cod, cu atât îmi plăcea și mai mult și așa a fost și la matematică în liceu. Ce a urmat după ce ți-ai găsit drumul? Pentru că, spre deosebire de un adult care se decide că vrea programare și care trebuie imediat după să se angajeze, tu practic aveai 4 ani de liceu în față. Da, păi doar în liceu doar am descoperit că îmi place informatica și mă gândeam că era o opțiune pentru mine să mă duc la facultate de informatică, dar nu era totul, să zic așa, bătut în cuie. Și nu începusem super devreme să mă pregătesc pentru o admitere sau, nu știu, alte planuri mai mari, precum internship-urile. Doar am lucrat constant, eram genul de elevă care învăța la toate materiile, deci, ca să înțelegi, pur și simplu mă ocupam de tot. Și, în principal, în liceu, ocupația mea era bacalaureatul, pentru că toți profesorii erau bac, aveți grijă că o să fie greu, trebuie să lucrați și ca să treceți sau să luați note mari dacă vreți să aveți note excelente. Și de-abia atunci, în clasa 12-a, am avut un gând serios de a mă duce la facultate de informatică, însă tot nu pot să zic că m-am pregătit atât de intens. Probabil că ar fi trebuit să mă uit mai din timp pe subiectele de admitere, să văd exact ce se cere, dar am făcut asta prea târziu. Și după ce am dat bacalaureatul, din fericire am luat o notă decentă la BAC, la Info. Și eram cumva, ca să zic așa, încrezătoare. Dar subiectul de bacalaureat era pe departe diferit față de un subiect de admitere. Și nefiind pregătită pentru admitere, în primul an nu am intrat la facultate, am aplicat la Alexandru Ioan Cuza, la Facultatea de Informatică din Iași. Am fost puțin dezamăgită la început, adică nu pot să zic că nu am fost supărată, e și normal, cred, dar nu m-am descurajat. Ceea ce apreciez la mine e că nu mă descurajez atât de ușor, adică mi-au câteva momente să mă adun și să mă gândesc, ok, ce am făcut greșit, ce ar trebui să schimb ca să nu mai ajung în situația asta. Și atunci, în momentul acela, chiar după ce am aflat rezultatele de la admitere, am apelat la voi și am început să mă pregătesc pentru admitere. Alicia, cum te pregăteai pe partea asta de informatică?
În liceu, pe partea de informatică, pur și simplu lucram problemele din carte, pentru că aveam manual. Da, aveam manual la informatică și mai câteva probleme extra pe care le găsea doamna de info, nu știu, din diferite resurse. Și bineînțeles, în clasa 12-a lucram foarte multe subiecte de BAC, ca să ne obișnuim cu structura și cumva învățasem mecanic, acum dacă stau să mă gândesc bine, pentru că eram foarte atentă la ce se cere, cum se cere și să mă asigur că fac exact așa cum este cel mai bine ca să obțin nota cea mai mare la bacalaureat la informatică. Și cam câte ore lucrai în stilul ăsta? Pentru că mi se pare un stil cu care ajungi foarte repede la limit, adică ai șabloanele de BAC prin care treci, ai trecut prin ele. Na, la clasă mi se pare că se face destul de puțin și după ești gata, nu mai ai ce să faci. Da, într-adevăr așa e, dar eu nu sesizam lucrul ăsta atunci pentru că, cum ți-am zis, învățam la toate materiile, deci aveam momente în care poate învățam mai mult la matematică sau momente în care învățam mai mult la română pentru că era nevoie. Nu aveam un număr fix de ore pe care voiam să le lucrez în liceu, la informatică în special. Pur și simplu făceam ce se cerea în momentul respectiv și aia era. Și nu te enerva că, bă, iar trebuie să fac șablonul ăsta de problemă, că l-am mai făcut de 5 ori. Nu neapărat, nu știu. Pur și simplu mă bucuram când rezolvam fiecare problemă în parte. Chiar dacă era același șablon de probleme, fiecare problemă totuși era puțin mai diferită, ca să zic așa. Nu făceam același subiect de mai multe ori sau ceva de genul. Da, știu că pe mine m-a enervat teribil, mai ales la matematică aveam chestia asta. Era manualul și erau exerciții, E1, E2, E3 și E2, E3, E4 erau la fel, dar na, era așa un pic schimbat și mi se părea că tot fac același lucru, doar că calculele sunt diferite și oricum volumul de temă e prea mare ca să chiar fac pe tot și am început și în semn de protest să nu mai fac tema, bineînțeles notele mele au fost afectate. Și cum de te-ai hotărât să intri la noi în program? Pentru că fiind elev, să zicem, de nota 10 sau de note între 9 și 10 și după ce te-ai pregătit atât de mult să faci o investiție mare într-un program de mentorat pentru partea de admitere, nu e la îndemână pentru multă lume și foarte mulți aleg să ia pe calea meditațiilor. Ok, hai că-mi iau un profesor, știm de un an o să tot iau meditații și până la urmă hai că intru și eu la facultate. Da, eu vă urmăream de foarte mult timp pe YouTube și mă uitam cu drag la videoclipurile voastre și chiar îmi luam mica doză de inspirație sau motivație de la voi. Și chiar în vara respectivă, dacă nu mă înșel, ați deschis programul de mentorat și am zis că asta e șansa mea, adică mi se părea că totul a venit așa la fix și era pentru mine acolo și chiar m-am bucurat. Bineînțeles că văzând trecutul tău și așa, am avut încredere, adică am știut că o să am lucruri de învățat. După ce am intrat în programul de mentorat, trebuie să recunosc că nu eram obișnuită cu felul în care se învăța. Bineînțeles că în liceu aveam tot tendința sau am și fost învățați așa ca să căutăm în resurse, să vedem rezolvarea, să ne uităm pe o rezolvare și să o înțelegem. În program era total diferit pe partea aceasta, dar am fost strictă cu mine din punctul ăsta de vedere și chiar am respectat cu strictețe ceea ce mi-a spus. Ca după câteva luni să încep să fac un subiect de admitere și să fiu bucuroasă că am știut să rezolv. Deci, cu siguranță am văzut îmbunătățiri foarte mari în felul în care gândeam după și în felul în care, nu știu, înțelegeam o problemă. Da, și am avut și un progres foarte, foarte rapid. Adică mi se pare că ai ajuns foarte bună, foarte, foarte repede. Care a fost secretul? Mai ales că ai mai avut alți colegi care, să zicem, că erau la nivele similare cu tine și care nu au avut aceleași progrese? E o întrebare foarte bună, chiar dacă stau să mă gândesc acum, într-adevăr sunt colegi care poate, să zicem, au o sclipire mai mare decât mine, dar poate că nu au depus munca necesară ca să ajungă la un nivel mai înalt, pentru că ar putea.
Cred că diferența a fost în faptul că chiar am fost organizată și am făcut exact ceea ce mi-am propus, chiar dacă au fost și momente mai dificile și bineînțeles că momente în care mă descurajam pentru că nu-mi ieșeau lucrurile exact cum doream. Te descurajai? Da. Niciodată n-am văzut un semn de descurajare de la tine. Da, pentru că îmi trece repede, ca să zic așa. Știu cum să lucrez cu mine. Deci, ce faci când te descurajezi? Cum treci peste? Pur și simplu știu că îs capabilă să fac mai mult și îmi zic mie că pot și chiar pot. Deci dacă mă descurajez și rămân acolo să-mi caut scuze și să zic ok, poate nu sunt destul de bună să fac un anumit lucru sau poate nu-i pentru mine, cum zic unii în legătură cu anumite, nu știu, experiențe, eu nu fac acest lucru și merg mai departe și pur și simplu cumva îmi vine natural acum, nu știu dacă a fost un moment în care am decis să fac treaba asta sau nu, dar acum e natural pentru mine să îmi iau doar un moment să ok, zic că am greșit, dar merg mai departe, nu e sfârșitul aici. Da, și presupun că a fost și multă muncă în spate. Cât timp lucrai în fiecare săptămână? Tu, neavând job în paralel, făceai, practic, aveai timp full-time să lucrezi în programul de mentorat. Da, așa-i. Lucram minim 20 de ore pe săptămână, chiar așa mi-ați recomandat. Și uneori poate ajungeam și la 30, deci era între 20 și 30, ținând cont de faptul că nu lucram și pur și simplu aveam tot timpul la dispoziție pentru informatică. În cât timp ai ajuns să faci subiecte de admitere? Că știu că a fost rapid progresul tău, dar nu mai țin minte exact cât timp a durat. Undeva la 2 luni, adică știu că la începutul lui decembrie deja, eu începusem în octombrie, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, dar știu că spre la începutul lui decembrie, spre sfârșit, înainte de sărbători, nu știu ca să zic o dată exactă, știu că am făcut un subiect de admitere și eram foarte bucuroasă că am reușit să îl rezolv. Și chiar atunci a fost momentul în care am decis să merg mai departe și să mă pregătesc pentru un internship. Da, chiar asta voiam să te întreb, că pentru multă, multă lume, intratul la facultate reprezintă așa o bifă mare în viața lor, gata, l-am bifat, intru, acum e momentul meu pentru distracție și pentru relaxare. Știu că eram foarte încântat de progresul tău și ți-am propus, hai să ne pregătim pentru internship, că poți să faci lucrul ăsta. Ce te-a făcut să zici da, când, din nou, era o altă investiție mare, puteai în schimb, nu știu, iei banii aia și te duci să călătorești prin Europa, bine, nu știai că o să vină pandemia, dar ai fi putut să faci lucrul ăsta și pur și simplu să te bucuri de viață. De ce să te pregătești pentru Google? Eu, de fel, privesc în perspectivă lucrurile, nu mă gândesc doar la momentul actual, ci mă gândesc și puțin mai în viitor, ca să zic așa, peste un an, doi, nu peste 10, dar peste un an, doi. Și m-am gândit, ok, bun, în momentul de față mă descurc decent la subiectele de admitere, deci sunt pe calea cea bună, ce pot să fac în continuare? Stau și rezolv doar subiecte de admitere sau îmi investesc timpul mult mai bine? Și am zis că mai am câteva luni la dispoziție până la admitere, deci aș putea să fac lucruri bune. Dacă am reușit în câteva luni să ajung la nivelul acesta, câteva luni fiind 2 luni, păi în 6 luni ce o să fac? O să fac multe lucruri, pot să fac multe lucruri. Sau pot să mă distrez 6 luni. Da, de ce n-ai zis nu? De ce ai zis nu la distracție? Cum am mai zis, nu mă gândesc la lucrurile de moment. Pentru că sunt trecătoare și aș putea să mă distrez acum, dar după mai târziu să fie, nu știu, poate mai greu. Și mă gândesc, ok, am acum oportunitatea aceasta, pot să investesc timpul acesta și să lucrez pentru mine și după mai târziu să am timp și de distracție și să, nu știu, să am o carieră bună. Cum s-au schimbat lucrurile? Pentru că în pregătirea pentru un internship e mult mai intens, adică intra o parte din pregătirea pentru olimpiadă care iar
foarte intens, după aia să îți faci un CV foarte bun ca să primești interviurile. Cum a fost? Cum ai făcut față? Am făcut față datorită disciplinei mele și a programului foarte bine stabilit. Bineînțeles că pe partea aceasta m-ați ajutat și voi, pentru că până în punctul acela nu știam foarte bine cum ar trebui să-mi structurez programul. Nu știam cât de mult înseamnă să te odihnești cum trebuie, pentru că țin minte și acum că în liceu dormeam undeva la 6 ore pe noapte. Ok. Da, și acum fără 8 ore de somn nu sunt bine. Și a fost într-adevăr foarte intens totul, pentru că efectiv lucram probleme în același timp cu cei de la Olimpiadă și participam și la concursurile live de algoritmică și toate cele. Iar după ce am început să devin cât de cât confortabilă cu rezolvatul problemelor de algoritmică, am început să lucrez la proiectul personal. Acolo era totul foarte nou pentru mine. Poate cu algoritmica mai eram obișnuită, ca să zic așa, din liceu, nu era ceva foarte străin, dar când am ajuns să lucrez pe un proiect, deja lucrurile erau altfel. Și pe urmă ai venit și la simulări de interviuri, unde, dacă bine țin minte, te descurcai excelent, dar parcă de fiecare dată când îți dădeam feedback-ul erai... Parcă nu erai convinsă că te descurci excelent. Da, așa, mă gândeam că oare Petru e sincer sau pur și simplu încearcă să mă încurajeze. Da, într-adevăr. Am participat și la simulările de interviu, care m-au ajutat foarte mult și având feedback din partea ta, am știut exact ce mai am de îmbunătățit și pe ce parte ar trebui să mai lucrez. Și pe urmă s-a făcut martie, a venit pandemia și... Cum te-a afectat? Nu prea mult pe mine personal, pentru că eu deja începusem să nu ies prea mult, să zicem, să mă distrez, cum ziceai mai devreme. Deci eram foarte focusată pe ceea ce aveam de făcut. Era într-adevăr puțin neplăcut că nu mai aveam libertatea pe care o aveam, nu știu, de a ieși afară. Poate că chiar a fost la un moment dat că nu aveam voie să ieșim din casă. Da, și a fost groaznic. Dar am încercat să nu mă îngrijorez și să nu îmi focusez atenția pe lucrurile acestea atât de mult și să mă gândesc exact la scopul meu final. Țin minte că, într-adevăr, și concursul de admitere de la UBB s-a anulat cu câteva zile înainte, pentru că venise pandemia. Dar ce era îngrijorător atunci pentru mine era cum o să se desfășoare admiterea la facultate. Și, din păcate, a fost pe bază de dosar, din păcate pentru mine. Da, și totuși a fost interesant, că mi se pare că cu toate lucrurile care se întâmplau, tu ai continuat până te-am invitat în echipă, de asta o să vorbim imediat, tu ai continuat să lucrezi în același ritm. Deci nu ai zis că acum gata, pică internship-urile, pică admiterea, ce să mă mai pregătesc? Cum? De unde ți-ai găsit energia să continui? Păi mă gândeam că în cel mai rău caz, ok, dacă internship-urile nu vor fi anul acesta, în 2020, ce învăț acum oricum rămâne cu mine, deci îmi va fi mai de folos și anul viitor. De, efectiv nu aveam nimic de pierdut, pentru că ce învățam atunci era bine învățat și pot să zic că asta era motivația mea. Era ok, am foarte mult timp liber acum, adică nu fac nimic pe lângă, deci e momentul potrivit să mă pregătesc. Da, asta e un lucru foarte... foarte bun pe care l-ai făcut și pe care l-au făcut mulți oameni în pandemie care au avut rezultate, deși zic sincer că mie mi-ar fi foarte greu. Adică eu am nevoie de o competiție, am nevoie de ceva, am nevoie de o țintă și dacă dispare ținta aia, mi-e foarte greu să învăț doar de dragul de a învăța, deși știu că ăla e modul corect de a învăța. Bun, și după aia s-a făcut vară și aveam o tablă în biroul nostru. Și mai aveam nevoie de oameni în echipă. Și ne-am făcut un clasament al tuturor oamenilor pe care, în ordinea valorii, din program, pe care ne-ar fi plăcut să-i luăm în echipă. Și tu erai acolo cap de listă și ne gândeam, îi scriem lui Diana, nu îi scriem, oricum se pregătește pentru Google, sigur n-o să accepte. Bine, hai totuși să-i scriem să vedem ce se întâmplă. Și
Ai acceptat să vii la noi în echipă, să te alături echipei de coaching. De ce ai făcut asta? Pentru că practic tu deja erai la un nivel bun, adică pe partea tehnică, alăturându-te echipei, nu aveai atât de multe lucruri de învățat relativ de nivelul tău. Da, țin minte și eu momentul acesta, da, chiar în iulie, dacă nu mă înșel, m-am alăturat echipei. Eu personal am considerat că a fost o oportunitate foarte mare pentru mine să vin la voi în echipă și să lucrez efectiv cu mentorii mei. Mi se părea fascinant, ca să zic așa. Și totodată am văzut-o ca pe o provocare, pentru că trebuia să mă mut în Cluj de una singură și lucrul ăsta m-a ajutat să mă dezvolt atât pe partea tehnică și în cariera mea, cât și pe partea personală. Un alt lucru care m-a făcut să accept această provocare, pe lângă faptul că aveam oportunitatea aceasta să mă dezvolt din punct de vedere tehnic, a fost și partea de coaching. Eu de obicei nu prea mă descurcam să lucrez cu oamenii și poate că uneori aveam o reținere din a face acest lucru și am zis că este un moment foarte bun ca să mă îmbunătățesc și pe partea aceasta. Și într-adevăr, atât partea de coaching cât și partea tehnică m-a ajutat foarte mult. Și fiind super entuziasmată, am acceptat oferta din partea ta și m-am alăturat echipei. Mm-hmm. Da, e foarte interesant că spui de partea asta de lucrat cu oamenii, pentru că aveai feedback foarte bun din partea oamenilor. Chiar țin minte câteva call-uri, nu putem să dăm detalii, în care chiar te-ai descurcat foarte bine și ai ajutat niște oameni să-și pună la punct, hai să zicem, viața, sau să-și pună ordine în viață. Ți-a fost greu să lucrezi cu oameni care veneau din background-uri diferite? Pentru că tu, cum ai spus, elev cu note mari, de la Matei Info, să zicem că lucrurile erau aliniate și erau construite să te duci în direcția asta, când pentru mulți dintre oamenii pe care i-ai ajutat și i-ai ajutat radical, să zicem că lucrurile erau aliniate ca să nu meargă în direcția asta și tu trebuia să îi ajuți. La început poate mi-a fost dificil, dar sunt o persoană care încearcă să înțeleagă foarte bine ce își dorește persoana respectivă și m-a ajutat faptul că am stat și am ascultat pe persoana respectivă și am văzut exact de unde vine și unde vrea să ajungă. Uneori, când o persoană face o schimbare radicală în viață, mai intervine și partea emoțională și pot să zic că pe partea emoțională mă descurc destul de bine, adică înțeleg emoțiile oamenilor, deci cumva am reușit să-i înțeleg și pe partea respectivă și știm foarte bine că chiar am avut experiențe de genul și am reușit să îi încurajez pe unii, să le ofer un gram de motivație, să nu uite exact de ce au început ceea ce au început și că chiar, dacă ei au încredere în ei, chiar o să reușească. Da, și interesant ce ai spus de partea asta emoțională, pentru că am sesizat pe parcursul interviului că ai spus că tu te înțelegi foarte bine, tu știi cum să lucrezi cu tine și cred că și asta e un factor care te-a dus la succes, faptul că nu ai avut perioade în care să te simți foarte demoralizată, demotivată, perioade lungi în care să faci asta și din cauza asta să-ți oprești progresul și foarte fain că ai reușit să înțelegi și pe alții să îi ajuți să facă același lucru. Acum, înainte să vorbim de ultima parte despre Google, despre interviuri, hai să vorbim un pic și de partea tehnică, pentru că tu la noi ai lucrat și pe platformele pe care le-am dezvoltat, platforma publică de care probabil știu și oamenii care se uită, și ai intrat pe proiect și ai intrat pe primul tău proiect real cu destul de mult cod, acum nu o să ne comparăm cu Google cât cod o să vezi acolo, dar hai să zicem că și noi avem o cantitate relativ decentă de cod. Cum a fost să intri pe proiect, să lucrezi? A fost chiar o provocare foarte mare. Eu făcusem doar un mic proiectel și mi se părea totul foarte nou și greu în același timp, fiind prima dată, dar
La început, pur și simplu, am încercat să înțeleg cât am putut eu așa proiectul și să am navigat, ca să zic așa, prin cod, ca să văd despre ce este vorba. Dar chiar dacă la început, să zic, a fost așa un sentiment copleșitor, pentru că era mult cod pentru mine, am avut suportul din partea voastră și știam că îl am și eram încrezătoare că o să mă descurc. Ceea ce trebuia să fac, bineînțeles, era să apelez la ajutorul vostru și să-mi zic exact problemele și să-mi spuneți cum să merg mai departe. Și tu chiar ai făcut o funcționalitate pe partea de gamification, care e folosită și acum, prin care încercăm să-i motivăm pe cursanții noștri. Cum a fost primul moment în care ai scris niște cod și a fost pus să fie folosit? Ai entuziasmat sau ai fost ok, bun, care e următoarea provocare? Da, am fost foarte entuziasmată. Chiar a fost după prima săptămână. Țin minte că în prima săptămână după ce am venit aici în Cluj, am început să fac lucrurile de bază, să-mi instalez, bineînțeles, proiectul și toate cele, și am primit și primul meu task în același timp. Nu era un task greu, bineînțeles, dar fiind un proiect total nou, trebuia să mă gândesc foarte bine cum să integrez ceea ce trebuia. Și în câteva zile am reușit să-l fac. Știu că a fost și la timp, dacă nu mă înșel, adică având deadline. Și am fost foarte bucuroasă după ce am primit review și din partea ta și approve. Bineînțeles că a fost un moment plăcut. Practic, după aia s-a apropiat momentul Google. Adică erai la noi și lucrai, făceai treabă foarte bună, dar la un moment dat ai zis, bun, acum trebuie să mă pregătesc, să mă focusez pe lucrul ăsta. A fost o decizie foarte bună pe care ai luat-o. Bineînțeles, nu ne-ar fi plăcut să stai, să nu te mai duci la Google, să rămâi cu noi, dar am fost și noi realiști și ne-am dat seama că e o oportunitate mult mai bună decât ce putem noi să îți oferim. Cum au fost ultimele luni de pregătire pentru tine? Și hai să spunem de fapt, prima dată ești de partea de facultate, pentru că aveai nevoie să intri, practic, dacă pica facultatea, da, pica și internship, pentru că asta e o cerință pentru internship. Deci cum te-ai pregătit pentru facultate, pentru admitere și, pe urmă, cum te-ai pregătit pentru internship? Da. Admiterea era undeva în iulie, deci cu câteva luni înainte m-am gândit că aș avea nevoie de o pregătire mai intensă și de aceea am luat decizia de a mă focusa doar pe acest lucru. Și după am început să lucrez pentru admitere, bineînțeles că fiind admitere la universitate este o anumită structură și o anumită cerință, deci trebuie să vezi exact ce se cere, cum se cere. Anul acesta a fost subiectul grilă, deci prea multe lucruri, ca să zic așa, nu știu, de detaliu nu erau, că să zicem că dacă nu scriai problema într-un anumit fel, ți se scădea puntaj sau nu. Deci mă concentram pur și simplu pe felul de probleme, bineînțeles am făcut ca, să zic așa, ca un fel de recapitulare a materiei, ca să mă asigur că nu-mi scapă nimic și că am fiecare subiect pus la punct. Și după a venit momentul admiterii, am reușit să intru exact unde îmi doream și mă bucur foarte mult că sunt aici unde sunt acum. Și ai intrat, dar n-ai avut multă pauză, pentru că admiterea se termină la final de iulie, cred, și practic în septembrie-octombrie deja începi să aplici, să-ți depui CV-ul și mai aveai, dacă bine țin minte, și un pic de lucrat la proiectul personal, ca să ai și partea asta pe lângă experiența pe care ai avut-o la noi. Da. Eu, după ce am terminat cu admiterea, da, într-adevăr, am început să mă pregătesc pentru internship, dar după admitere am luat o mică pauză, trebuie să zic, simțeam nevoia că am nevoie de o pauză și consider că este foarte ok să iei o pauză dacă simți nevoia. Și după am revenit cu forțe proaspete, m-am apucat, lucram zilnic, chiar și când eram la facultate lucram zilnic pentru interviu. Am aplicat, cum ai zis și tu,
dacă nu mă înșel, la începutul lui octombrie. În momentul acela nu știam dacă o să am interviu sau nu o să-l am, dar tot mă pregăteam pentru că eram pe principiul că tot nu am nimic de pierdut, bineînțeles. Chiar dacă trebuia să mă pregătesc și pentru internship în timpul facultății și era destul de dificil, ca să zic așa, pentru că, bineînțeles, aveam și teme la facultate, eram conștientă de faptul că internship-ul era prioritatea mea și că era mult mai important decât orice notă de la facultate. Deci m-am focusat pe partea aceasta, m-am asigurat că lucrez minimul de ore necesare pentru internship și la facultate doar am făcut strictul necesar cât să, nu știu, să-mi fac temele și să mă asigur că intru în sesiune după. Și cum a fost când ai primit primele răspunsuri? Nu mai știu exact ce firma ți-a răspuns prima dată. Cred că Google, dacă nu mă înșel, dar a fost doar un formular despre mine și nu era nimic sigur, era pentru, nu știu, posibil să merg mai departe. A, da, era formularul de recomandare. Da, cred că da. Eram fericită, bineînțeles, dar nu era nimic sigur, deci nu voiam să-mi fac speranțe încă. Și, dar faptul că am primit un răspuns cumva m-a făcut să fiu mai încrezătoare și eram ok, am o șansă, am primit formularul, deci e bine deocamdată. Da, ce interesant la companiile mari, ca să dau un pic de background, e că durează foarte mult din momentul primului contact. Mă rog, durează puțin dacă primești răspunsul clasic, hei, salut, ne pare rău, din păcate nu ești pregătit pentru asta, dar în rest durează foarte mult. Primești un formular, prima dată nici nu știi ce înseamnă formularul ăla. Când aplici, ai zicem, a doua, a treia oară, deja știi care e faza, prima dată nici nu știi. Asta înseamnă că primesc interviu, înseamnă că sunt în baza lor de date și că s-ar putea să primesc interviu și, na, auzi odată, hai să zicem, cât de des auzeai, odată pe lună sau un pic mai des? La început foarte rar auzeam de la ei, primeam fie odată la o lună câte ceva sau, nu știu, chiar și la o lună și ceva. Oricum, de-abia când a început procesul să fie mai rapid a fost după ce am fost acceptată să am un interviu. Atunci primeam răspunsuri instante, aproape. Da, știu că și noi stăteam așa ca pe jar, că eram, hai, odată intervievați-o, că știam că știi destule, că te știam de la simulări de interviu, te știam din echipă, eram 99,9% sigur că o să iei interviurile și cumva și pentru noi era frustrant că nu mai avea odată interviu să poți să îl iei. Zi-mi un pic cum au fost interviurile, pentru că știu că erai un pic stresată de partea asta, de interviuri, de cum o să te descurci. Eu tot ziceam că ești suficient de bună, tu nu știu dacă mă credeai sau nu. Da, într-adevăr, eram puțin stresată pentru că eram conștientă de faptul că este o oportunitate mare și cumva este singura mea șansă pe anul acesta, bineînțeles, că mai aveam și o șansă anul viitor. Și interviurile au fost programate super rapid. Țin minte că după ce am primit mail pentru programare, au fost programate peste o săptămână. Deci totul s-a întâmplat foarte rapid. Eram ok, nu am timp acum să stau să mă gândesc ce o să întâmple. Trebuie să pun mâna, să mai repet ce consider eu că mai trebuie de repetat. Și cumva încercam să-mi las emoțiile deoparte, chiar dacă mi era greu, dar eram cu mentalitatea, bun, eu doar am intrat, doar trebuie să dau interviurile ca să, nu știu, e doar o etapă. Da, știu că interesant, ai început să iei ore de engleză și eu știu că ți-am spus că mi se pare că știi engleză suficient de bine și că nu ai nevoie. Și asta mi s-a... Deci asta, mă rog, asta e un lucru bun pentru că ai încercat să... Acum eu râd că ai făcut lucruri în plus pentru asta, dar de fapt și eu în programul de mentorat sunt pe același principiu, să ducem omul să fie mult mai bun decât trebuie să fie, dar ce interesant că tu erai mult mai bună decât trebuia să fii, dar pe lângă asta tu tot vrei să bifezi fiecare căsuță să te asiguri că nu lași, să zicem, nimica la voia sorții.
Da, într-adevăr, legat de partea de engleză, chiar înainte de interviuri, fiecare explicație, pentru că rezolvam probleme și în același timp le explicam cu voce tare ca să mă obișnuiesc. Bineînțeles că le explicam în engleză, făceam simulări de interviu tot în engleză, vorbeam cât de mult puteam în engleză, că, pentru că voiam să elimin acest stres, să mă gândesc, ok, nu sunt obișnuită să vorbesc în engleză. Vorbind zi de zi în română, uneori ne este greu să vorbim în engleză, dar după ce vorbim o perioadă, suntem mai confortabili și nu voiam să am problema aceasta. Da, și mai ales când mai intervin emoțiile, când mai intervine stresul, posibil să nu-ți mai vină cuvintele, da, să fie un cuvânt. Știu că am pățit asta la primul meu interviu la Twitter. Și m-a întrebat dacă îl cunosc pe ceva, pe un român, îl știam doar de pe Facebook și ziceam că na, nu-l cunosc personal, că e mult mai bătrân decât mine, nu știam că o să mă bătrân, că e mult mai mare decât mine și nu-mi venea decât bigger și nu mi-a venit older și am zis că okay, sunt much more bigger than me și după aia mi-am dat seama, stai un pic ce am zis, că nu. Și apar tot felul de obstacole. Bun, și cum a fost la interviurile propriu-zise? Cum a fost cu stresul, emoțiile, comunicarea cu intervievatorul? Da. Înainte de a avea interviurile, chiar în ziua respectivă, într-adevăr aveam super mari emoții. Ai putut să dormi noaptea de dinainte? Da, am reușit. Nu știu cum, dar am reușit. Eram conștientă că dacă nu dorm o să fiu varză, pentru că e super important să fii odihnit. Și aveam, cred că, primul interviu, pentru că sunt două interviuri în aceea zi, la o diferență de o oră. Și cred că primul era la ora 11 sau ora 12, nu mai sunt sigură. Deci aveam puțin timp de așteptat și bineînțeles că nu mai aveam răbdare, făceam fel și fel de scenarii. Mă gândeam, ok, mai trebuia să recapitulez ceva, dar mă abțineam să recapitulez pentru că știam că o să-mi fac mult mai rău dacă fac asta fix în dimineața respectivă. Și primul interviu a decurs foarte bine, adică oamenii sunt foarte prietenoși, mi-a plăcut că chiar au zâmbit și încercau să îți fie acolo alături. Dacă nu făceai ceva perfect, bineînțeles că ei te întrebau dacă poți să îmbunătățești sau ceva, de chiar erau acolo să te ajute și să se asigure că tu oferi tot ce ai mai bun. Bine, acum am aici o steluță la ce ai zis tu. Într-adevăr, oamenii sunt prietenoși și de ajutor, dar și tu trebuie să știi să rezolvi problema, pentru că altfel sunt prietenoși și la final primești mail-ul de respingere, cum l-am primit și eu în anul întâi. Și mi se părea că, wow, că a mers așa de bine, au fost prietenoși, zâmbitori și după aia, la final ne pare rău. Da, da, într-adevăr. Dar contează foarte mult atitudinea intervievatorului, pentru că te face și pe tine să te simți mai confortabil. Pur și simplu am avut o discuție ca, bine, e mult spus ca între prieteni, dar așa m-am simțit eu. Da, e relaxat, da, informal. Da. Și cel de-al doilea interviu la fel, a fost foarte bine, adică mi-a plăcut de toată lumea, ca să zic așa, chiar am avut o relaționare foarte bună cu fiecare din echipă, chiar și cu recruiterul și cu chiar și cu membrii echipei cu care o să lucrez acum. Bun, și hai să ne întoarcem un pic înainte, fix înainte de interviuri, pentru că știu că am rugat-o pe Andreea, colega noastră, să facă un call cu tine pe partea de emoții, să ne asigurăm că totul e ok, te-a ajutat call-ul ăla, nu te-a ajutat. Știu că era ultimele tale interviuri, practic am mai avut, cred că, într-o parte și acolo nu trecuse, deci chiar era ultima șansă și încercam și noi să facem tot posibilul să fie bine. Da, într-adevăr. Păi am avut call-ul cu Andreea înainte de toate interviurile, deci m-a ajutat foarte mult să aud și părerea cuiva din exterior, pentru că noi poate uneori avem tendința să ne judecăm mai mult decât trebuie. Și faptul că venea un sfat de la o persoană care mă cunoștea destul de mult timp, ca să zic așa, adică am mai vorbit și știa exact care este nivelul meu și situația mea, m-a ajutat să aud și lucrurile acestea din partea ei. Cumva m-a făcut să fiu mai calmă și mai încrezătoare în mine, pentru că avem tendința să fim mult mai duri cu noi. Da.
Și până la urmă a fost bine, ai luat oferta. Despre asta, despre cum era Google, o să discutăm undeva peste 6 luni, cred, cam așa. Da, prin iulie. Dacă ne primește, o să venim să filmăm un vlog de acolo, mai informal. Și ca să încheiem, ai spus un lucru interesant, că tu tot timpul te gândești pe termen de 2 ani. Și acum, practic, ai atins tot ce ți-ai propus pe perioada asta. Ce urmează pentru tine? Da, păi, fiind studentă, vreau să profit la maxim de oportunitățile pe care mi le oferă acest lucru și asta nu înseamnă neapărat să, nu știu, să învăț toate materiile de la universitate sau așa, ci să profit de faptul că, fiind student, pot să aplic la diferite companii și să am internship-uri și, într-adevăr, să obțin o informație de valoare care o să mă ajute pe viitor în cariera mea. Deci, deocamdată, îmi propun să fac acest lucru. De ce zic că deocamdată? Pentru că mereu mi s-a ivit, ca să zic așa, oportunități mai bune pe parcurs. Deci e posibil acum să zic ceva și peste 2 ani să fiu total în altă parte, dar bineînțeles undeva bine. Da, mă bucur mult că vezi lucrurile așa și că te concentrezi pe oportunități, pe ce poți să faci mai mult și cred că oferi un model foarte bun pentru oricine care se uită acum, care zic că se poate, că până la urmă e nevoie de muncă, e nevoie să știi să te cunoști tu pe tine și dacă faci lucrurile astea bine, ajungi și la rezultate. Eu îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația noastră, că ai venit aici, am filmat videoul și tu, cel care te uiți, dacă te-ai simțit inspirat, dacă vrei și tu să devii programator, poate chiar vrei să ajungi să primești oferte de la firme de top, atunci dă click pe linkul din descrierea videoului sau intră pe carieră.wellcode.ro. Acolo ai un formular și în cazul în care mai avem locuri, pentru că în perioada asta chiar suntem full, programează-te la o ședință gratuită de consultanță în care vei avea o discuție cu un membru al echipei și vom vedea în primul rând dacă te putem ajuta, vei vedea și tu dacă te potrivești să lucrăm cu noi pentru că suntem destul de exigenți și în cazul în care vedem că există o potrivire, o să-ți facem un plan de muncă personalizat în așa fel încât să îți atingi scopurile. Deci intră pe carieră.wellcode.ro, dă click pe buton, aplică, completează formularul și în cazul în care cumva nu sunt locuri, trimite-ne un mesaj privat pe pagina noastră de Facebook WellCodeRo și te vom adăuga pe o listă de așteptare și te vom contacta de îndată ce avem locuri disponibile. Eu am fost Petru, alături de mine este Diana, îți mulțumesc mult de tot că te-ai uitat până la final și până data viitoare îți urez să fii foarte productiv!